Astăzi sunt vreo 16 grade, umiditatea vreo 52% și dacă mai servim un pahar cu vin, se încălzesc. Voi să știți prognoza meteo de la fațada 3D. Bun. Anatol, bine ai venit. De fapt, acasă la mine, televiziunile vor să vină, să facem interviu. Îmi spun că nu-ți poate. Nu, dar pe tine te-am primit pentru că nu este altfel cu consultul cu fațada mea. Care-i problema cu dânsul? Cu crăpat. Vin și o să-ți arăt exact care-i problema. Asta e căsuța noastră la care am muncit timp de, ia ca-ți spun, timp de 12 ani am muncit ca să fac casa asta. În 2008 am făcut fațada. Era foarte modernă și foarte faină. Eram, cum se spune, la București, cel mai curtoi. Deci aici o mică problemă s-a întâmplat, că aveam, s-a pus o plantă cățărătoare și apoi când am hotărât să o scoatem, s-a rupt bucăți din fațadă. Aici deja încep probleme așa mai serioase. S-a umflat aici, a crăpat acolo, a crăpat aici, a crăpat sus. Fasada, timp de 12 ani, s-a păstrat foarte bine. Și manopera e făcută corect. Am înțeles. La structura, bobul de orez aranjat bine, tot e făcut. Am luat cele mai scumpe materiale, da. Bune, care erau atunci în 2008. Tu mai iei pisteșoară, zic, foarte bine cu o crăpat sau ce ai zis? Nu, ascultă, eu să-ți spun, am și problemă. Dar restul, adică fasada e ok. Dar nu s-a respectat ceva etape de lucru corect, ceva tehnologie. Acolo? Dacă trageți atenția la fasada, unde este noua tlif? Românește? Pot liv. Pervaz? Da, pervaz. Tragem atenția, unde este pervaz exterior, sunt fisuri, da? Da. Chiar, sunt fisuri, dar sunt chiar și crăpături, ți-aș spune. Da, dacă aici e corect, se punea un capac de protecție cu silicon pentru apă, apa venea și se scurgea jos, dar nu intra sub tincuială și a intrat sub plasă și a deteriorat tot fasada. Bun, acum că dacă concret, iată locul ăsta, noi putem să tăiem așa o bucată și să faci doar locul ăsta? Unde este afectată de apă, noi demontăm plasa, absolut toată plasa, demontăm, până la vata minerală. Acolo este. A, tocmai de acolo. Și l-am mers pe garniz și undeva pe elementul decorativ. Sus, undeva este o gaură. Uite. Pervazul a intrat mai mult. Apa a nimerit pe pervaz. Ia uite, că el aici nu a crăpat de aia. Da, apa a mers prin interior și a ajuns și a găsit un loc mai slab, acolo a ieșit pe suprafață. Da, uite ce-i bun pentru știi, pentru ce-i bun. Da. Hai, mândru, vino încă aici alăturea, vino să te sărut, că mi-ai plăcut. Spune-mi dacă tot facem schimbările astea, noi am putea să schimbăm și culoarea la casă ca ea, în general, să fie toată împrospătată. Noi să facem o vizualizare 3D, să facem mai multe schițe. Până într-un final, să alegem din 3-4, să alegem o schiță care noi să lucrăm pe parcursul lucrărilor. Eu îi salut pe băieții care au lucrat. Eu nu sunt supărat pe voi, dar vă transmit salutări. Dacă ceva, spuneți la pervază. Cum? Capaci. Capaci și silicon. Capaci și silicon. Silicon ne spun numai la femei, dar și la pervază. Într-o fațadă acasă, să defectuat etapele pas cu pas și corect. Bine. Succes. Mulțumim. Nouă și vouă. Da.